Klaus Iohannis spune că modificarea din guvern a fost corectă și că accentul trebuie să se pună pe campania de vaccinare și nu pe declarațiile nefericite făcute de anumiți membri ai coaliției în ultimele zile. Președintele a făcut azi primele declarații după criza și momentul de blocaj din coaliția de guvernare USR Plus, PNL-UDMR. Despre anumite contre din guvern, cu siguranță ați urmărit cu atenție ce s-a întâmplat. Au fost oarece afirmații mai puțin fericite din diferite părți. În ceea ce privește protocolul semnat în coaliție, Iohannis afirmă că nu taie din atribuțiile nimănui. Documentul prevede două lucruri clare. Premierul nu mai poate demite miniștrii fără să anunțe din vreme formațiunea care i-a propus, iar atacurile politice sunt interzise. Au negociat o formă de înțelegere politică care nu taie din atribuțiile nimănui. S-au înțeles partenerii de coaliție să existe o formă aprofundată de consultare. Este bine, în orice coaliție este bine ca aceste reguli de colaborare să fie bine gândite și bine puse în practică. Eu sunt convins că de acum coaliția va funcționa mai bine. După aproape o săptămână de la demiterea lui Vlad Voiculescu și două runde de discuții și condiții puse în coaliție, PNL, USR Plus și UDMR au ajuns marți la un acord. Liderii celor trei formațiuni au semnat un act adițional la protocolul coaliției.